Matei, sunt atât de bucuros că te-ai întors acasă de la universitate. Mi-a fost foarte dor de tine. E nașpa să fac toate treburile singur. <laughs> da, pun pariu că mama te-a săcuit să speli rufele pentru câțiva ani înainte. Fără scuze, Luca. În fine, deci, spunem totul despre aceasta. Cum a fost? Ai o prietenă sau petrecere grozave? Trebuie să fie atât de minunat să ai toată libertatea. Oh, universitatea a fost minunată până acum. Trebuia să fi văzut petrecerea de Halloween pe care am avut-o în căminul nostru. A fost grozav! Dar universitatea înseamnă mai mult decât a avea o prietenă sau a merge la petreceri. De fapt, există cineva de care îmi place, dar o luăm încet și începem să ne cunoaștem. Știam eu, spunem deja Matei. Sunt obosit să-l ascult permanent pe bunicul cum vorbește despre știri. <laughs> Calmează-te, amice! Mai întâi de toate am hotărât să fiu abstinent anul acesta. Absti ce? Abstinent. Asta înseamnă că nu voi fi activ sexual cu cineva pentru moment. Mă rețin de la activitate sexuală. Serios? Nici chiar cu o fată de care îți place? Credeam că persoanele care aleg să facă asta o fac din motive religioase sau ceva de gen. Asta poate fi cu siguranță un motiv, dar există multe motive pentru care cineva ar alege asta. Eu am luat această hotărâre pentru a mă putea concentra într-adevăr asupra lecțiilor. Și fata pe care o plac la fel am decis împreună că e mai bine să ne cunoaștem unul pe altul până începe viața sexuală activă. Stai puțin, asta înseamnă că nu poți nici să săruți fata pe care o placi sau să faci alte chestii? <hângh> păi, în cazul nostru, ne-am sărutat de câteva ori și ne-am îmbrățișat, dar asta e tot. În majoritatea cazurilor ieșim în oraș sau luăm masa sau mergem împreună la cinema. Avem multe de învățat, deci suntem destul de ocupați. Am înțeles. Știi? Aceasta mi-amintește de sora mai mare a lui Dan, când a decis de asemenea să fie abstinentă, dar a luat această decizie din motiv ca să nu rămână însărcinată sau să contacteze vreo boală sexual transmisibilă. Da, astea sunt de asemenea motive serioase pentru a face această alegere. Iar uneori e doar din simplu motiv că nu te simți pregătit să faci sex. O persoană poate oricând își dorește să-și schimbe părerea. Ei bine, Matei, mi-ai dat câteva lucruri bune la care să mă gândesc. Cu toate acestea, trebuie să recunosc, abia aștept să fac sex. <laughs> și asta e bine! Ține minte că alegerile sexuale ale oricărei persoane sunt acceptabile și trebuie să fie respectate. Deci, cuvântul abstinență poate fi aplicat și altor lucruri non-sexuale, da? Da. În acest caz, poți te rog să te abții de mâncat tot ardeiul de pe aceste felii? Luca, e atât de bine să fiu acasă. Ce-am făcut eu toate aceste luni fără comentariile tale inteligente? Mm. -hmm.